Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În acest video o să vă arăt din nou iepurașii și o să vă spun încă ceva. Am făcut cura la toți iepuri, în toate boxele unde țin iepuri, și o să vă spun dezvoltarea lor, creșterea, cum s-a dezvoltat. Așa că haideți să începem acest video. Aici este masculul. Ia uitați-l, i-am făcut curat. Ia uitați ce frumos și mare este. Are undeva la 5 kg și aproape de 6 kg. Este foarte mare, montează, tânăr, numai bun pentru munte. Uitați aici, le-am pus de mâncare, acolo iarbă. Așa. Aici este, sunt cele două femele. Ia uitați-le, asta în curând o să facă 4 luni, o să mă mai uit să văd de când i-a luat. Și acesta cred că 3 luni va trebui să facă, s-au dezvoltat foarte bine. Această femeie are 3,5 kg și acesta 2,5 kg, s-au dezvoltat foarte bine. Sunt femele amândouă și sunt și frumoase și le-am pus de mâncare. Ia uitați ce frumos sunt iepurașii. Aici este femeia la fluture, doar ea singură. Cred că v-am spus atunci când am mutat-o. Ia uitați-o, super frumoasă. Aceasta s-a dezvoltat cea mai bine, are 3,8 kg și încă nu are 4 luni. Deci este foarte mare și frumoasă, urechi mari. Ia uitați, are urechile mai mari decât masculul. Da, le-am măsurat. Aici am pus mâncare. Așa că ia uitați ce frumoasă este și mare. Ce vreau să vă spun de ea, are niște dinți ca din oțel. Tot roade, tot. Și aici roate, și ca să poată ieși afară de aia tot am pus, trebuie să schimb și ușa. Numai că nu prea am timp. Aici este femeia și masculul. Acesta este mascul și aceasta femeie. Ia uitați, sunt foarte frumoși acești iepurași. Dar arată că restul urechii în sus și una în jos. Mai ales la femeia aceasta, îi stau două, amândouă într-o parte și nu prea place. Dar asta e. Așa. Ia uitați ce frumos sunt și aceștia s-au dezvoltat foarte bine și au crescut și aceștia foarte, foarte repede. Ne-am dat și granule amestecate cu grâu, covăz, mălai. Așa. Aici avem masculul, cel gri. De când este singur, este cam blând. Hai mă, ești de aici. Hai mă. Așa. Ia uitați și acesta ce frumos este. V-am spus eu că este cam blând. Bă, este chiar așa de nebun ca ceilalți. S-a făcut foarte mare și acesta. A crescut foarte, foarte mare. Chiar este mare. Ia uitați. Are undeva pe la 3 kg și ceva. Aici este iezule și aici pus mâncare. Din astea o să mai fac încă o boxă. Mai trebuie să-i pun apă. Și ce aceasta s-a dezvoltat foarte, foarte bine. Și este foarte mare. Aici este femeluța. Ia uitați-o. Femeluța fratelui meu. Este acum a lui. Ia uitați. Și aceasta a început să-și țină ureche sus și una jos. Și aici trebuie să-i fac și ei ieză, să-i pun mâncare și în asta nu e prea bine că nu prea tot răstoarnă, ea se învârte și uitați, o învârte așa, o sucește. Și nu e prea bine, dar și aceasta este frumoasă și s-a dezvoltat foarte bine. Și aici o să-i fac și ei ieză, chiar astăzi m-am apucat de ele, să le fac.
Și aici cred că o să mai bag iepuri, poate o să o mut pe asta în altă boxă. Aici vreau să mă achiziționez încă o iepure la 400 de abonați. Dar depinde de voi, dacă o să vă abonați și o să spuneți mai multor despre canalul meu de YouTube. Și vreau să vă mai arăt încă ceva. Aici am două cloște care vreau să clocească. Încă nu le-am pus. Dar văd care doar nu. Oricum încă nu le-am pus să cloc. Au! Ai, ce m-am clonțut, uite. Da, sunt foarte agresive. Ce vreau să vă arăt? Aici o să țin. Și aici iepuri. Uitați aici. Am țin apă și aici mai țin și mâncare. Și aici o să fac ieză și o să pun și din alea. Este un pic mai jos. Dar este bucătă de mare și această boxă. Și aici cred că o să țin și porumbei. Vreau să mă achiziționez câțiva porumbei. Depinde dacă o să urce bine cu YouTube-ul. Dacă o să mai urcați cu abonații. Nu uitați să dați un like la acest video. Și să spuneți mai multor oameni și prieteni și cunoscuți despre canalul meu de YouTube Alin și Iepurii. Și o să mă achiziționez și câțiva porumbei. Pentru că aici o să scot scândurile. O să fac în capăt, o să bag acolo ceva să nu poată ieși pe acolo. Și cred că o să fac de aici gaură să aibă și aici porumbei. Spațiu, numai că trebuie să scot scândurile acestea. Din acestea o să fac două sau trei boxe pentru iepuri. Așa că aici am vrut să vă arăt că o să bag ori iepure, ori porumbei, dar cred că prima dată porumbei. Și bineînțeles, uitați, și aici o să pot să țin iepuri, dar când o să am mai mulți. Și aici am de gând să-mi fac încă un cotez cu două, trei boxe. Habar nu am încă, mă mai gândesc să văd când am timp. Și aici am găinile, uitați-le. Ia uitați-le. Da, și ce gânduri mai am? Am încă ceva planuri, aș vrea să mă duc undeva aici la mine la pădure ca să caut niște iepuri de câmp, pentru că îmi plac foarte mult, mă interesează și aș vrea să caut, să văd dacă o să găsesc. Bun. Deci, cam acesta a fost videoul de astăzi. Aici încă nu m-am gândit dacă o să țin iepuri. Habar nu am dacă o să țin. Mă mai gândesc. Oricum, acum, deocamdată n-am foarte mulți iepuri. Dar trebuie să mut unul de aici, un și unul de aici. De aia trebuie să mai fac uși. Sau poate un mascul dintre ăsta și acela o să îl vând. Pentru că am și creanț și habar nu am. Nu știu. Mă mai gândesc. Poate eu să pun și o cloșcă să clocească. Vedem noi. Așa că abonați-vă și haideți să urcăm cât mai repede la 400 de abonați, pentru că nu ne mai trebuie mulți și o să ajungem. După cum am spus, la 40 de abonați o să-mi fac niște achiziții, ori porumbei, ori iepuri. Deci o să vă surprindă. Așa că cam acesta a fost videoul, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube Alin și Iepurii și haideți să facem cât mai repede 400 de abonați. Pentru ca să puteți vedea achizițiile. Așa că ne vedem peste câteva zile. La revedere!